înainte de a veni să-l ajut pe Leo, o să mută. Ai... Da, am știut canal. Și-am venit de repede. Are și el canal, ia, spune cum cheamă canalul. Ia să vezi, sunt curios. Ia să vezi dacă te urmărește pe YouTube. Ia, tu cum? Ia caută prima dată pe Leo. Leo, ia bate Leo. Uite, pe azi dimineața m-a ajutat melodia lui. Ia ajut pe Leo. Să bag eu niște lucruri de la el, să le bag la mine, pentru că el pleacă cu Totorino și nu mai are loc în mașină. M-a sunat, am venit de urgență și eu am și o treabă, mă duc și la grătar. Ia să vedem. Este. Gata? Ia. Ai ales Baftalo, forța. Stai să nu spar paharele. Cum te cheamă pe tine? Alin. Alin. Băiat fin? Alin, da. Pe băiatul lui cum îl cheamă? Sau pe băiatul? Tot Alin. A, vedeți că știe, mă. Păi știe dacă urmărește vlogul. Dar pe mine mai știe? Dar pe mine finul lui Leo? Cristi Marin? V-am mai văzut pe Facebook-ul lui. Eu pe Facebook-ul lui. Dar tu cânti ceva sau nu? Nu cânti. Îți că prietena ta e afară. Prietena? Prietena mea, repede. Poate găsi. Păi prietena. Stă la etajul 4. Am o prietena. Măi băiatule, serios? Da. Stă la etajul 4. Vine pasă sau cum e? E cum cu bine. Poate aveți și voi o gagică pentru mine, o țigară. Da, mai vrei una? Da, vin acolo la Leo, să iau zestrea. Ia așa, Leo, ușor. Să ai venit copășeii, frumos. Leo, mai bagi ceva la mine? Ce? Mai ai ceva de băgat la mine? Să ia copășeii, frumos. Să mâncăm cu farfurii, numai de aia, al mov. Nu ne plac aia cu 30 ouă, mov. A, aia cu 30 ouă? Cu 5 în față? Cu 5 în față, pe data asta, pe așa. Pe nu? Pe așa, să nu fie de aia turcești. Aoleu, spărgeamă, să vă certa de-a Leo. Aoleu, te certa Leo acum. Leo, mai ai ceva sus? Ai mașina ta, Cristi. Ce? BMW-ul, BMW-ul. BMW-ul ăsta. Asta, BMW-ul ăsta, da. Uite. Ah, nu. Tu nu mai știi. Unde le pune eu nea Leo? Ce ai de băgat, la mine sau la tine? Ce? B-ați dat tine. Alea. Alea la tine, pahar. A, tot la mine? La tine, pahar. Cristi? Zi. Și aviatora aia. Și tot Totorino are la mine. Da, asta e cafea făcută. Bagă-le aici. Asta e de la Gicru. Ai pus aici, unde le-ai pus? Cutia o am aici, în spate, și vasele și astea le-am la mine. Stai liniștit. Vasele astea le lași în mașină. Da. Și cutia o dai jos. Las și ăsta, grătarul poți să lași în bagaj. Las că le bag eu por bagaj, dar nu acum, că n-am cum acum, da? Ai grijă la mașină. Păi nu, ca să nu spargă cineva mașina. Mai urci sus, mai ai ceva de luat? Mai ai ceva de luat de sus? Nu sparge mașina. Nu mai ai. Deci acum? Cristi, ai grijă de base, că n-am ce să mănânc, frate. Da, dar ce mi-ai zis? Când dai 2 milioane ca să vin cu tine, dar nu mai bine să scutești 2 milioane? Ba da, e bine acum, că nu mai merg. Dacă vrei să vin la Strehaia, nu vrei să vin la Strehaia, vezi? Nu vreau să vin la Strehaia, nu. Că am nevoie de astea, am nevoie în București. Și dacă vin fără astea și le las acasă și nu vrei să vin? E bine, e bine. Nu vrei să vin? Hai gata, poți să pleci acasă, să te cu Cristi. Salut, Doamne ajută, salut și salut, mie. Salut, salut, vezi cum mergi. Rămânem datori. Bagi de 1.500.000, nu bagi de 2 milioane. Oricât ai nevoie, frate, la orice oră să mă suni, ai numărul meu. Nu, bag 1.000.000. Ai grijă cu benzina. Mă sun dacă ai nevoie de orice, frate, vine fratele tău, de oriunde ar fa. 2 milioane de euro. Hai, sănătate. Pa. A venit repede, Cosmin nu ți-a venit, a? N-a venit, ai venit foarte repede. Păi tu ești baza mea, cine vrei să da? Hai, vorbim. Hai, lasă încet la drum. Hai, drum bun. Lasă încet, bagă Waze-ul să nu fie poliție. Drum bun. Hai, grijă cum produci. Da, frate. Pa, pa. Bună seara, bun. Cosmin al... Băi, dar și voi, tap, hai că vine provocarea de viteză, pregătiți strana fine. Uite, merge în registrare. Aline, deci, te rog eu frumos, vine Paștele și terminați cu plângeri cu astea. Lasă poate o retrag din de Paște. Te rog frumos. Deci, e la Strehaia, Alin, da. Leo, pune și tu o vorbă bună, cum să... Libia e la Strehaia. Acum a ajuns Alin la Strehaia și noi la București. Dar ce, noi am fugit de ei sau... Cum am căutat la fi? Dede Mariană, unde ai fost până acum? Ha? E la Mădălină, mulțumesc. La Ordui. Leo, știi ce? Care? Ăla e de la noastră? Nu, alta. Eu știu acum de ce s-au dus ei la Strehaia, că au văzut masa aia mișto, frumoasă. Și? Și de-aia s-au dus la Strehaia. Nu mai e nicio masă. Păi că nu ați acceptat voi, mama ta n-a vrut.
De ce n-a vrut? A făcut și Leo un cadou de Paște și nici ăla nu e bună. Mamă, avem mănuși, apăsați pe mănuși cu toți. Cristi, lasă-ne, frate. Eu nu vine să cred că eu vorbesc cu Alina. Cu Maria. Mulțumesc, Maria. Haideți să apăsați pe mănuși, apăsați pe mănuși. Să pui și tu o vorbă bună, de Maria. Nu am făcut nimic rău, da? E totul ok, da? Ela, Maria, mulțumesc. Vedem mâine, Cristi, dacă e totul ok. Ai zis că e totul ok, că înregistrezi degeaba, măcar să am tot o dovadă. Păi nu e totul ok. Păi ce ai pățit acolo? Ce ați pățit? Doamne, Cristi, o să spun, îmi plânge de acolo. Aveți toți scaunele alea vechi, de ce nu le-ați luat pe alea noi? Mulțumesc. Nu le-ați vrut. Măcar scaune, că nu scaunele noastre astea. Că avem altă etapă, patroana a furat scaunele. Am văzut ceva cu roșu acolo, deci nu erau alea, nu? Nu, ați greșit culoarea. Noi când am plecat erau albastre. Sau verzi, nu mai știu cum erau, Leo. Doamne, Mihaela, ce părere că s-au transformat... Ia uite cine a venit. Ce cauți Mihaela la strehaia acolo? S-a blocat. Ai văzut că n-are semnal? Michi, mersi mult. N-are semnal? Cine? Uite, la ei s-a blocat? N-ar să nu. La ei se așteaptă reconectarea. A spus-o Cristi, a făcut... Vreau să spui, Cristi, de ce ai forțat ușa de la cameră? Eu nu am forțat eu, Bogdan... Nu știu. Nu, pe bune, Mihaela, nu mai fi rea cu mine, că n-am forțat ușa. Eu am vrut să văd dacă Alin doarme acolo, că am vrut să-l salut. Cristi, probleme mari, a dispărut până și o rolă de asta de șervețele. Nu cred! S-a furat, am făcut o descoperire mai devreme aici în bucătărie, că există un pronto, unde e? Ce s-a furat? Un pronto, o soluție de aia de granit. A, l-a băgat Olga în geantă. Olga, pe bune. L-a luat Olga, cred că l-a luat. Da, Laurențiu, hai. Ați înregistrat? Nu înregistrați, că nu e voie. Băi, Cristi. Zi, acum vorbim serios, zi. Mă, toate ca toate, dar patroana abia aștepta momentul că ați făcut voi schimbările și a luat scaunele. Mamă! Patroana a atacat! Patroana-i de vină! Patroana pot în el! Ei, bună! Vecina noastră! Poftim? Vecina noastră! Da! Ce faci? Am văzut în bar! Ah, da? Am venit acasă și s-a făcut un frig și bătea un vânt și numai asta mi-e îmbrăcată gros. Ce de tace, fată? E frumos în parc aici! De tace! Las-o aici, nu știu eu să de... Auzi, dar ai fost pe casă? Când te-am mai văzut pe aici? Am fost 2 săptămâni în Italia. Ai, nu pot să cred. În Italia? Da, cumva mișcă asta mică. Sardinia? Nu mică. Da, Sardinia? Păi da, unde? Eu erai plecat, mă, fără... Era, păi ăla era cu meu de suflet, nu pot să nu mă duc. Și eu? Spune să meargă el primul păi acolo și te întâlnești, da, nu, acolo. Păi merg! Păi să-mi dai locația asta, da? Tu să stai pe acolo că vine ea când o să... Vine la 2-3 luni sunt acolo. Eu. Da? Important e să fii tu acolo, că eu vin mereu. Eu o să... Ai văzut? Păi nu, că vreau să merg și eu acolo, chiar vreau. Vara să merg, acum nu e deschis da? Nimic. Sunt palmieri? Sunt palmieri, dar nu e deschis așa, da. Pe mare, pe plajă, restaurante, baruri, cluburi, nu, acum e cam pustiu. Că la noi, la Mamaia. Da. Pleacă la Miami, American. A mai fost? Frumos. Păi de acolo am venit ultima oară. Da? Și acum vreau să plec chiar. Super! Poate vii și tu. Poate vii și tu. Nu vin, e prea departe. Atâtea ore cu avionul. 10 ore. Cât? 10, nu, 10 ore din Germania. Și de aici... Mult. Continuu, știi? Știu că continuu. Dar e avion de la mare... Nu simți nimic, că te bagi la somn. La film, la muzică, îți mai dau oia mâncare. Nu, eu plec obosit de aici, nu dorm o noapte, ca să dorm în avion. Și când mă trezesc, eu uite, bă, ce repede a trecut timpul. Așa, da, că trece... Păi da. Hai, pa, pa. Hai la grătar. Nu, trebuie să... L-ai mai dat jos? Nu. No. Câte mai trebuie să dai? 2 sau 1? 2. 2, mă, pentru 2 kg. Bă, am 50, dar nu pot. Mamă. Nu pot să mănânc. Da? Deci ai 52. Cam mult, ai grijă. Uite-mă, ce-i fie? Stai, bă, ce-i fie? Ai văzut vrei? Nu, nu.
Mi-am făcut lipela pentru sardine. Dar cât e prin sardine? Nu-i scump? Nu-i scump? La banii tăi ce mai contează? Să te uiți la amărunțiș. Dar prin înseamnă că vrea. Normal. Ai văzut-o? Am văzut. Hai că am înregistrat-o, știi? Hai că... Îmi mai înregistrat, bă. Lasă, bă, că am înregistrat-o, că îmi place de ea mult. Iar vine. Dar să nu ne vadă că lungim aici, că, că mă pui la muncă. Păi ce, te pune la muncă? Mă pui mă ta, că nu mă ta, îmi dai salariu. Păi ai altceva. Da? Dai salariu? Da, da, acum sunt la pauză de masă, bre. Uite. Iar la plimbare? E, 5 minute, plânge că vrea. A, vrea pe trotineta. Da. Oh, încă-ți ai năsucul tău, hai, pa. Puteți fi copilul tău, bre. Dacă ne-am vrut să mă combin cu ea atunci. Uite, băie, ce nu-mi vrea cu piesa aici? Oh. Bă, spun eu, Maria, avea nevoie de un bărbat ca mine, dar dacă n-a fost să fie... Că asta dacă e... n-ai vrut, ce să-ți fac? Păi, n-am vrut. Ia uita când am invitat la mare și nu mai știe, zice că eu am invitat. Nu te-ai invitat la mare, poate. Bă, dar n-am mai în conversația. Arată-mi. Auzi, dar și pe ce vorbeam? Pe Yahoo Messenger, parcă. Era Yahoo, asta știu, dar nu mai știu ceva. Dar era vorba de mare, nu de munte, este? Eu la munte știam. Vezi, mă, că de mare ai, de mare știe. Dar am pierdut și pe tine, Mary. De un om calm, ca mine, ai nevoie. Acum nu mai prea târziu, american. Nu mai am nevoie acum. Acum am nevoie de liniște. De libertate, liniște și... Liniște, libertate și bani mulți. Ah, păi las că acolo nu duci problema. N-ai problema acolo. Dar trebuie să am și un sponsor. Banii se termină. Ești deșteaptă, bravo. Gândești bine. L-ai văzut cu ochii tăi acum pe sponsorul principal. Eu sunt sponsorul. Te duc la Miami. Auzi, prima dată să ne arate milionul pe card. Nu mai zice vreo de milion, că nu mai știu. Auzi, nu mai scap de ea după aia, lasă-mă, nu mai băga strâmbe. Mă lasă, Mary. Într-o zi mă lasă fără un milion. Să arate milionul și să trimită 100 de mii din contul lui în contul. A, așa, da? A, vezi? Înseamnă că Mary pe interes. Mary, ăsta nici acum nu și-a dat seama că toți oamenii sunt pe interes. Da, mă, dar Mary nu mă aștepta la Mary. Ai îmbătrânit degeaba, Mary. Bre, la Mary nu mă așteptam. Dar de ce? Păi ce nu trebuie să fiu pe interes? Păi da, dar eu nu mă așteptam la tine, că te știu o fată care... Da, tu produci, nu acum aștepți. Acum te ia la sentimente, fii atent. Nu, mă, dar ea produce și oricum e altceva. Și dacă produce... Trebuie să fie mai mult. Exact. Să fie dublu, triplu. Băi, dar mă, dar niciodată nu ești cu mie, ești mai cu... Păi ce Mary? Nu să te ia să crezi că ești copilul ei? Păi, da, eu sunt ca un copil. Cu... Auzi, eu țin cu Mary, că am ținut întotdeauna cu ea. Eu sunt copil. Auzi, Mary, n-am ținut eu mereu cu tine? Păi, eu adică da. Adică ce? Prea, auzi, Mary, eu sunt Mary, copil. Dacă îți face vreun rău ăsta, îl și caftezi de-aia cu ea. Pleacă de aici! N-ai grijă! Pleacă... Mary, americană. Te-a supărat vecinul că îi dau acum. Zic, ține-mă să nu-i dau. Ține-mă! Auzi, eu am ținut mereu la Mary și o apăr orice ar fi, tu ai grijă. Tu dacă ai milioane și ai ce trebuie, bine, dacă nu, lasă-ne în pace. A, mai dacă am, bre! Păi, dar normal. Bine, mă! Deranjezi oameni degeaba, ce ne-am? Lasă, uite, să-mi dai acum, avem numărul de WhatsApp, să-mi trimiți numărul de cont, Mary. Hai că zi-mi. Ai cardul gol? Da, să-l ai gol ca să intre sigur. să aibă unde să intre, auzi. Ia uite, are și unul gol. Auzi, ai loc acolo să intre milioane. Băi, să nu dai vreo cifră greșită, că trimit în altă parte. Ai grijă. Sunt atent. Bine. Și pe mă, unde ne vedem? La mare sau în Sardinia? La în Sardinia. Oh. La mare, la în Sardinia. Mary, dar încă ceva. Eu dacă vine acolo, ce va, mă duc la hotel? Păi da unde? Păi nu. Am casa mea. Noi? Nu. Păi ce, tu la hotel dar te duci tu? La banii tăi te duci la hotel? La cel mai scump hotel? Cum? O casă. A, păi și ce, nu pot să stau și eu în locușor acolo, într-o pătrățică? Nu am atâtea locuri. Auzi, bă, nu, dacă ești milionar, îți închiriezi cea mai tare casă, cea mai tare vină. Nu, dar eu vreau să stau, să nu fiu singur. Păi, îți închiriezi lângă ea. Să mă ajute ea. Cât e chiria acolo, Mary? Păi depinde. Lângă tine, acolo. A, un sezon? Acum un sezon. 500-600, depinde unde stai. A, ia uite. 600 pe ce? La cât? Pe săptămână. La săptămână? Acum că nu-i sezonul. Deja din mai e după. Nu,
Nu, și eu mă duc la Iachi mâine și mă costă 120 de euro pe noapte. Ia. Deci era mai ieftin în Sardinia. La case, nu la hotel. Case normale, nu? Da. Da, frumoase, cochete. Frumoase, acolo sunt toate frumoase. Că vezi mare, ce mai contează? Da, exact, exact. A, uitați, prieteni. Mici. Da. Mișoar că se văd. Da, știu, sunt aranjate, întreținute, cochete. Deci la hotel de unde n-ai bucătărie, e mai bine la casă. Corect, corect. Bine, acum eu la casă poate, mică, trebuie să gătească mami, trebuie să la hotel. Da, da, corect, corect. Nu, e mișto acolo. Yeah. Și apa aia, culoarea aia specifică. Da, turcoaz. Și mie îmi place, dar eu merg aici, că e aproape. În fiecare weekend eu mă duc la mare. Și aici e frumos, dar mai știu pe unde mai e frumos. A, păi și ce fac? Eu merg în toate stațiunile. Da? Că la fel când mă duc la mare. Peste tot merg. Uite, mâine mă duc la Vama Veche, pormă la Tuzla. După aia la Eforie Nord și după aia la Mamaia la hotel, la Iachi. Au zis ăsta la televizor că la Eforie Nord, dar acum a devenit mai mult ca la Mamaia. Da, da, da. Da, ce? Dar mie îmi place cel mai mult la Mamaia. Și Eforie e mișto. Unde Eforie mă duceam înainte? Da? Acolo îmi plăcea. Știu că amenajau și acolo la Eforie Sud, făceau plajă, nu știu ce. La Eforie. Dar e micuț acolo. Nu, eu mă duc în toate stațiunile, adică... Ca să nu mă plictisesc. Auzi, mie place la Eforie Nord, acolo la nudiști. Ai fost vreodată? Nu. Și în Vama Veche sunt nudiști. Da. A, da. Nu-mi place în Vama Veche, nu mai e nebun, nu mai e dur. A, sunt. Bine, așa era înainte, cum mai. Și acum e la fel, Mary. Da? Da. Și acolo am văzut numai studenți, ca și în costume. A, da, acolo, da. Acolo cu frenul, cu corpul. Auzi? Eu merg cu o tipă, cu Antonia. Aia trebuie să aibă marihuana. Păi da, ia zi americane, cum e cu Antonia? Antonia și cu mai cine vrem, zic că sunt două, nu mai zice doar Antonia, mai e una. Mai, nu, acum doar Antonia. Auzi? Da. Zice Antonia dacă încolo sunt două. De ce nu zici vrem? Antonia cântărea. Pe aia. Acum? Da. Pe aia are concert acolo. Auzi, dar cu cine crezi că ne-am întâlnit astăzi? Nu știu. Cu Viorica de la Clejani. Da. Oh, dar să știi că e foarte de treabă, ia zi. Da? Da. Ei, ai de treabă așa, dar să nu te iei cu ea. Să nu-i tingi gura, ei. Că dacă îi zic, a spus că are concert la Târgoviște. Da. Ia, vezi, nu vrem mai de cineva, nu? Că opresc ăsta. Deci gata, când am auzit că Meri vrea 1 milion de euro, nici nu mai vreau să aud de aia. S-a speriat, era să facem fart. Nici mai vreau să aud de aia, vre. S-a speriat Meri de tine, vreau? A, să mă vrem, faci. N-am, o am pe aia, dacă vrei să o rasă. Cum e, vre? Hai să-l termin pe jumătate, dacă vrei. Păi, o să fac, da. Atunci mai crestam? Mai lasă, mă. Da, asta fac. Una, e Revelionul, prieten. În aprilie, Revelionul. Gata, atât. Păi acum. Da! Nu, fă-i acum că se... Ca pune soarele, nu se mai vede. Ăsta e rapid, Mary. Păi da. Pe scară. Hai că pune soarele. Capul electric. Pam, pam. Ia poză. Americanul. Nu, faci tu de acolo, de sus. Dar termină treaba. Vrei să nu arde în grătarul ăla, ai grijă. Nu se arde, vrem să arde. Nu se arde, se face scump. Da, e bine, e bine. Și da? Faci așa. Da, nu faci nu, așa vrei. Mă rog, cu vecina, că are etaj. Are schirie nori. Am văzut așa ceva. Păi nu vezi unde stai, eu am vrut să te întreg pe tine și nu pot. Americane, tu să-ți faci un tur Eiffel?
Valerii, mersi mult de tot. Apreciez. Hai că se face noapte, întuneric. Vrei mai bine mai mișcai din grătarul ăla puțin. A, să brecă. Și mai aștept. A, cum vrei, mă, ta? Vrei, mă, așa? Așa. Stai și într-un picior? Stai și în mâini? Stai, bre. Ia, ți-ai și zborul. Bă, dar trebuie să stau cumva să nu alune. Poți să zbori? Stau bine aici, nu? Fă mor pe ăla acolo, bre. Auzi? Hai că-ți face meri de la etajul. Meri îți face de la etajul 2, o să vadă frumos. Să mor pe coș? Hă? Da, da. Auzi, băi, când se duce la etaj, acolo vin cu ăla. Păi da, da, da. Ca să prind momentul, nu? Da. Fii și de acolo, acolo. Negoiță, președinte. Băi, trebuie să pui acolo negoiță, primar și după aia președinte. A, da? Președinte? Păi da. Dar nu... Nu mă... Casa, trebuie să-ți faci o... coardă de aia, de alpiniști. Păi da. Știi? Să te, le... te legi de, de coș. Te legi de coș? De ce? De coș. Ah, dacă de cocoș. De cocoș. Ah. Păi de, de cocoș. Te legi de... Urcă Meri, urcă Meri. Hai, Meri. Hai tu, Meri. Hai tu, Meri. Vrei, nu pe partea asta. Te legi de creastă și... Te duce sus. Hai că te filmează Meri acum. Îți face un... un poster, da. Meri, stai să sub burta, stai așa. Dar nu știu eu cum să vede clar, că e noapte. Da? Păi și pe lateral, sau cum vrei tu. Că se vadă tot. Stai puțin, dar te vezi mic dacă fac așa. A, bine, fă cum știi tu. Și așa, și așa. Dar zici că să termin. Te mai schimbi și poziția. Da? Vrei, vine o parte asta, vrei. Hai așa. Hai că nu se vede scrisul. Oh, că sunt burta. Nu se vede. Nu se vede scrisul? Se vede, mă, văd? Nu, nu se vede burta. Ah, nu se vede burta. Păi nu am, de-aia nu se vede. Vrei, vine aici să nu se arde micii. Nu, mre, lasă micii. Păi nu vrei.